Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vrem să facem un radio voting. Un radio voting pe un proiect de lege, prieteni. Așa. Da? Avem radio voting cu muzică mai încolo. Da, radio voting cu muzică astăzi, mai la final, avem o piesă foarte mișto, dar până atunci un radio voting. Vrem vocea poporului. Da sau nu? 0372069599 și eu vă spun despre ce este vorba. Un proiect de lege prevede, care cred că are șanse să treacă pentru că are mulți susținători, prevede amenzi de până la 2900 de lei pentru șoferii care își lasă mașinile pe trotuare și nu lasă spațiu de trecere pietonilor, cel puțin un metru. Din capul locului, eu nu înțeleg asta cu amenda care e ca prețul de la supermarket. De ce nu e 3000? De ce trebuie să fie 2900? Că sună mai... Aici ai interesul să pară mai mare? Pentru nu să o faci să pară mai mică? Pentru că se dă în funcție de puncte. Sunt așa numitele puncte de amendă. Și un punct de amendă are o anumită valoare și se mulțește. Se face tabla mulțirii simplă. Luca, crezi că amenda e la promoție. Da. Da. 0372069599. Proiectul are deja semnături la 24 de parlamentari USR Plus și PNL. A fost depus recent la Senat și proiectul acesta prevede amendă din clasa a patra de amenzi. Adică între 9 și 20 de puncte de amendă, deci între 1405-2900 de lei. Plus 6 puncte de penalizare pe carnet. Acum, aici ar fi discuția de ce este plaja atât de mare, de ce între 9 și 20 de puncte de amendă pentru o situație de asta. Îți măsoară cât ai lăsat, că trebuie să lași un metru. Dacă ai lăsat 90 de centimetri una, dacă ai lăsat 20, știi ce zic? Cu cât scad centimetri, crește amenda. Așa o văd eu. Deci amendă între 1405-2900 de lei. Sigur, plătești în... alea în termenul legal, mai reduci, mai știu cum, dar oricum este foarte mare. Deci amenda maximă este peste 500 de euro. Este aproape 600 de euro. România e mult. Potrivit expunerii de motive, autoturismele parcate pe trotuar reprezintă obstacole pentru persoanele cu dizabilități, cât și pentru părinții și bunicii cu copii sau nepoți în cărucioare. Legea ar elimina și blocajele din calea pompierilor, care nu au loc acum să treacă printre mașini. Citez din expunerea de motive, este necesară aplicarea unor măsuri mai dure pentru a proteja și îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor. Asta este discuția noastră. Ce spuneți, domnul Luca? Dumneavoastră parcați pe trotuar, am văzut. Pardon? Eu sunt pentru, dar... Pe mine mă deranjează că... Mă deranjează. Așteptam un pachet de amenzi. Adică, ok, asta e o problemă. Dar eu vreau amenzi la fel de mari, cel puțin la fel de mari, și pentru... Da. Nu schimbăm subiect. Hai să rămânem la trotuare. 0372069599. De acord sau nu cu cele spuse de Vlad mai devreme? Tinu, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Bună dimineața. Având în vedere că sunt din Piatra Neamț și domnul primar a parcat pe un trotuar pe loc verde, pe spațiu verde, sunt de acord cu amenziile astea. Are de unde să plătească. 2900 de lei. Aruncă tu primul piatra, spune tu că n-ai ridicat niciodată mașina cu jumate așa pe trotuar. Spune că n-ai parcat tu strâmb vreodată. Ei, am mai parcat... Nu, n-am parcat. Am luat amendă în Haga pentru, pentru neplata parcării, dar n-am parcat. 2900 de lei, nu ți se pare foarte mult? Cred că e salariul mediu în România, 2500 de lei. Dar stai-mă puțin, dar nu poți să parchezi din greșeală pe trotuar. Adică nu-i să zici că, domne, hai să fim un pic mai... La cum arată unele trotuare în țara asta, poți să parchezi din greșeală, că nu-ți dai seama că e trotuar acolo. Nu este, eu aș descuraja, e foarte bună amenda. Gigi, bună dimineața! Mai da, vitești să te spună când vă prind o locă. Dar parcat în viața mea la modul să nu mai poată trece pietonii pe trotuar. Bine. Niciodată. Măi. Așa. Gigi. Bună dimineața! Salut, salut! Nu știu dacă e normal. În momentul de fapt, pentru o oprire neregulamentară, sunt două puncte penalizare. Da. Deci mai bine o lași pe stradă. Două puncte penalizare, două, trei amenda. Ca să sar de la clasa 1 la clasa 4, e o diferență foarte, foarte mare. Da, e mare. Da, ai văzut ce... Un punct amendă e 145 de lei. Ori 20 de puncte, 2900. Deci ei vor să schimbe din clasa 1 în clasa 4. Nu mi se pare normal. Da, da, vezi ce spun. Măsuri mai dure pentru a proteja și îmbunătăți calitatea vieții n-au loc să treacă persoanele cu dizabilități, părinții, bunicii cu copii, nepoți, cărucioare. Serios, adică n-ai nicio justificare în a parca pe trotuar. Nu sunt locuri de parcare nicăieri. Dar te duci până mai încolo și găsești la un moment dat. Că eu asta vreau să spun, da, că în pachetul de amenzi aș pune și aia cu opritul pe avarii, că e în același cadru.
Bogdan, bună dimineața. Bună dimineața, Bogdan. Bună dimineața. Eu parțial sunt de acord cu amenzile astea, dar totuși trebuie să aportate și la nivelul de trai. Nu poți să pui amendă de 500 de euro, 600 de euro într-o țară precum România. Și cât să fie? Păi nu știu. Asta vreme cât în regulamentul de circulație, da? Da. Prevăzute niște amenzi, să fie corelate cu celelalte. Adică unul care depășește linia continuă și face accident, ia amendă, să spunem cu 3 luni permis suspendat, ia amendă de 3.000 de lei și unul care parchează pe trotuar la tot, fel să ia amenda. Nu vă supărați deci pe mine. Linia continuă poți să o tai din greșeală. S-au forțat de împrejurări. Nu știu, trage unul de volan lângă tine, te încadrezi greșit. Dar, dar să parchezi pe trotuar astfel încât să blochezi trotuarul, nu poți să o faci din greșeală. Uh-huh. O faci intenționat, punct. Nu există varianta din greșeală. Eu cred că totuși Bogdan nu se referea la momentul când tai linia continuă din greșeală. E cu premeditare. Păi nu, dar zic. Adică aici poate să fie și amendă cu închisoare, dacă vrei. Că nu e să zici, domne, săraci oameni, sunt mai greșești. Pui și tu mașina pe trotuar, dar nu mai poate să treacă nimeni. Mamă, dacă din greșeală. Tu-i vedea vreodată parcat pe trotuar? În viața mea. Rareș, bună dimineața. Bună dimineața. Salut. Eu cred că există amenzi pentru parcarea neregulamentară. Sigur. Și singura problemă e că autoritățile nu-și fac treaba. Bună observație. Corect. Bravo. Atât. Dar ba da, știi cum au descoperit că se poate face treaba? Adică de ce să dăm amenzi să încasăm bani la buget când putem să cheltuim bani și să încaseze cine trebuie? Și atunci au pus bolari și bile și stâlpișori și nu știu ce, peste tot. Sau borduri de alea înalte de un metru. Da, da. Și alea costă, nu? De ce să nu încasezi bani din amenzi? Corneliu, bună dimineața. Salut, Corneliu. Salut. Bună dimineața. Hai. Eu tocmai mă îndrept spre Poliția Locală Timișoara să plătesc o amendă. Ok. Ce ai făcut? Amenda pentru că am parcat pe trotuar, dar am parcat pe trotuar pentru că m-am învârtit prin quartal de vreo 4 ori și n-am găsit loc de parcare. Uite. Cu toate că eu plătesc Tel Parcul. Însă parcarea este ocupată de către tot felul de șoferi care n-au nici abonament, nu își plătesc nimic pentru că parcarea asta e verificată de către hingherii de mașini doar o dată pe zi. În rest, toți ceilalți care parchează abuziv scapă. Iar noi care locuim acolo și plătim parcare, ne trezim că nu avem unde să parcăm. Și atunci suntem obligați să parcăm pe trotuar. Omul a vrut să parcheze undeva legal, s-a învârtit de 4 ori, n-a găsit. Ce faci într-o situație de asta? Nu știu, dar nu parchezi pe trotuar. E ca și cum ai spus, dacă n-ar fi trotuare, ai băgat într-un magazin, că n-ai ce să faci. Hai că îl înțeleg, vă înțeleg perfect. Mi se întâmplă și mie câteodată îți dau 3 ture de cartier până găsesc un loc de parcare și o parchez la 800 de metri de casă, la o stație de autobuz mai încolo, dacă e cazul. Dar asta e, nu putem... Auzi, poate... nu, asta nu e o scuză. N-am loc de parcare, îmi pare rău de pietoni, asta e, nici... Poate asta e momentul să ne gândim că atunci când știm că orașul e aglomerat, am putea să luăm, nu știu, un mijloc de transport în comun sau poate un taxi și așa mai departe. Da, ideea e să fie cât mai... Adică să ne obișnuim și cu asta, nu doar să sărim în mașină, unde mergem, în centru. Băi, dar la ora asta s-ar putea să fie aglomerat, știi? Ai numai bine iau eu metrou în cazul Bucureștiului. Dar numai bine vând eu mașina că nu mai găsesc loc de parcare? Ar fi și asta o idee. Acum, eu observ că este o situație extremă în București și în multe orașe ale României. Nu vezi? Dați-mi un exemplu. Un oraș din Europa... unde vedeți mașini parcate pe trotuare. Eu n-am văzut nicăieri. Și nici acolo nu sunt locuri pentru toată lumea de parcare. Sigur, nicăieri în această lume nu sunt în orașele mari. Nu am văzut nicăieri mașini parcate pe trotuare. Nu există așa ceva. Numai în București, în orașele României, oamenii se urcă pe trotuare pe principiu că n-am găsit loc. Da, e adevărat, nu există loc, da. Dacă vrei, învățăm. Ce anume? Să parcheze pe trotuar. Eu cred că ei nu știu. Știi că am încercat. Știi că odată, cu foarte mulți ani în urmă, am cunoscut o jurnalistă din Statele Unite și am ieșit cu mașina în Washington, cu mașina ei, să mâncăm ceva. Și s-a învârtit un sfert de oră, eu eram exasperat, venind din București. Și am zis, parchează aici, n-am voie că nu știu, parchează acolo, n-am voie că nu știu. Pune și am zis, băi, pun-o pe trotuar, uite acolo, i-am spus eu. Aia s-a uitat la mine, zice, nu pot să o pun acolo, că îmi ridică mașina. Ți-o parchez, Ion, așa fel încât să nu poți să o ridice, i-am nu spus. Există așa ceva. Mă arestează. Bravo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.